În data de 14 octombrie, polițiștii rutieri au organizat o întâlnire interactivă cu elevii școlii gimnaziale numărul 1 modelul. Scopul activității a fost formarea comportamentului rutier responsabil pe baza cunoașterii și respectării regulilor de circulație pentru prevenirea producerii evenimentelor rutiere în rândul elevilor. Cei mici și-au reamintit să traverseze strada doar pe zebră sau la culoarea verde a semaforului, să se asigure atunci când vor să traverseze, să nu alerge pe trecerea de pietoni și să fie prudenți la locul de joacă. Polițiștii au subliniat importanța respectării regulilor de circulație și le-au explicat copiilor că abaterile comise de pietoni reprezintă una dintre principalele cauze generatoare de accidente de circulație. Așa, ce ai ajuns la școală în siguranță, nu? A oprit mașinile? Păi de unde știi că ai oprit? Păi nu că e zebră, simt tu. De unde știi tu că a oprit mașinile? Ia uitați-vă la mine să vă arăt eu cum a făcut. Deci el a ajuns în fața trecerii de pieton și a traversat. Unde am greșit eu? Deci, am traversat făcut. Păi da, dar care mașină? Eu nici măcar nu m-am asigurat. Ia uite aici, o regulă foarte, foarte importantă. Deci, în primul rând, traversăm numai pe la trecerea de pietoni, nu-i amis? Și în momentul în care am traversat, ce facem? Ne oprim, primul lucru. Ne uităm în stânga, să nu vină vreo mașină, ne uităm și în dreapta și abia apoi începem să traversăm. Corect? Dacă... Păi de-aia trebuie să ne oprim. Că dacă noi mergem cu capul în pământ sau ne uităm la telefonul mobil și nu suntem atenți, de unde să văd eu că vine mașina? Poate și șoferul care vine cu viteză, nu? Zic bine? Poate și ăla se uită la telefon. Sau poate nu-i atent. Sau poate circulă cu viteză prea mare. Poate merge, asta am zis și eu, poate merge cu viteză. Păi și noi cum suntem Nichitei așa, dacă noi nu ne oprim să ne asigurăm, să fim siguri că nu vine nicio mașină nici din stânga, nici din dreapta, mai mult ca sigur nici șoferul nu o să ne vadă. Și atunci ce se întâmplă? Ce crezi tu că se întâmplă? Se poate întâmpla un accident de circulație, foarte grav, corect? Sau un accident de mașină? Un accident de mașină?